Orlando, dăm voie și mi-te rog frumos. Slavă, glorie, slavă Domnului. Aleluia, mărit să fie Domnul. Cineva să spună amin. Lăudați să fie numele lui Iisus. Dacă camerele sunt pregătite, bunicii sunt pregătiți, nașii sunt pregătiți, mirii, hai să-i întreb pe ei, pregătiți? Domnul să binecuvânteze! Vreți să facem un program de bucurie, să ne bucurăm! Uite, două camere sunt pregătite! Hai! Aleluia! Aleluia! Aș vrea cu tot să-mi spune în toată inima Dumnezeu să binecuvânteze tinerii. Suntem la o zi de bucurie, suntem la o zi de sărbătoare și aș vrea sărbătoarea aceasta, dacă a început cu bine, cu Dumnezeu, mă rog ca Domnul Iisus Hristos să fie alături de acești doi tineri minunați. Amin? Mă rog ca Dumnezeu să îi binecuvânteze. Mă rog ca Dumnezeu să îi ajute să rămână toată viața lor împreună. Amin? Spune cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce a unit Dumnezeu, ce unește Dumnezeu, omul să nu despartă. Am înțeles pentru că încă n-au 18 ani. Nu au putut să se cunune legitim, dar am vorbit cu părinții afară. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute atunci când veți împlini vârsta, să dați cezarului ceea cezarului. Mă bucur că ați dat lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum mirele este rugat să se ruce în picioare împreună cu mireasa și noi cu toți îi aplaudăm. Aplauze pentru ei. Vreau să facem un lucru frumos. Rămâne o amintire lucrul acesta. Mirele și mireasa să ruga să vină aici în față. Haideți aici. I-aș vrea să vă întreb ceva. Părinți, unde-s părinții? Părinții mirelui și a miresei. Socru mare, soacra mică, soacra mare. Eu cred că mai important decât purceii. Pas. Măriți să fie Domnul. Haideți toaceți cu fața spre... Aplauze pentru acești doi tineri! Ne ridicăm cu toți în picioare, vă rugăm frumos, haideți! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Este o zi de bucurie, o zi de sărbătoare! Și ne rugăm ca Dumnezeu să îi ocrotească, să-i binecuvânteze! Așa ne învață Biblia, așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm unii pentru alții! Noi vrem să rostim o rugăciune pentru acești doi tineri, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Chiar dacă nu ne vom pune mâine peste ei, dar o rugăciune, o înălțăm spre Dumnezeu, spre ei. Dar înainte să-i pun câteva întrebări mirelui și aș vrea să mă ajute fratele Gigi, dă-mi frumos, băieții,
pești după mine, te m-am strâns. Și aș vrea atât mirele cât și mireasa să rostească câteva cuvinte pe care se repete după mine ceea ce voi spune eu. Amin? După care mirele în fața tuturor vrea să facă ceva ce simte el. Aș vrea să citești ceva din cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea ca mirele să stea față în față cu ea. Uită-te în ochii ei, uită-te în ochii lui și aș vrea să rostești după mine cuvintele acestea. Nu sta de mine să te las. Dar te rog frumos tare, așa cum vorbesc eu. Nu sta de mine să te las. Nu sta de mine să te las. Și să mă întorc de la tine. Și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu. Încotro vei merge tu. Voi merge și eu. Voi merge și eu. Unde voi locui tu. Unde vei locui tu. Voi locui și eu. Voi locui și eu. Poporul tău. Poporul tău. Va fi poporul meu. Va fi poporul meu. Și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul tău. Va fi Dumnezeul meu. Va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu. Unde vei muri. Voi muri și eu. Muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Facă Domnul ce-o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine. Dar nimic nu mă va. Amin. Haideți să aplaudăm pe mine. Aș vrea să rostească și mireasa cu mine. Nu sta de mine să te las. Nu sta de mine să te las. Și să mă întorc de la tine. Să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde voi locui tu, voi locui și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu. Poporul tău va fi și poporul meu. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine. Dar nimic nu mă va despărți de tine. Haideți să-i aplaudăm pe acești de tine minunați. Vrei să fii soția mea? Mai tare spune. Vrei să fii soția mea? Da. Haideți să-i aplaudăm. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze acești doi tineri minunați. Dumnezeu să binecuvânteze părinților, Dumnezeu să binecuvânteze bunicii, Dumnezeu să binecuvânteze casa lor, Domnul să-i ocrotească și Domnul să-i ajute să rămână împreună. Așa cum stăm în picioare, vrem să facem o rugăciune în șeie, închid ochii și vă rugați împreună cu noi. Tată care ești în ceruri, iată-ne, Doamne, la această zi de bucurie, Doamne. Mă rog, Doamne Iisuse, să binecuvânteze acești doi tineri, Doamne. Vreau să binecuvântez, Doamne Iisuse, căsnicia lor, Doamne. Ajută-i, Doamne Iisuse, să rămână împreună, Doamne. Te rog să-i binecuvântezi Tu, Tată, care ești în ceruri. Binecuvântă casa în care locuiește, binecuvântă părinții lor, Doamne. Binecuvântă, Doamne, tot ce se va face aici, în numele Lui Iisus Hristos. Tată, cerem, Doamne, prezența, Doamne, fă-ți prezența. Nuntă, ca la nuntă din Cana Galileea, Doamne, lasă bucurii în inimile noastre, Doamne. Te rog să binecuvântezi acești doi tineri, Doamne Iisuse. Ei au făcut un legământ cu Tine în apa botezului. Sunt copiii Tăi, Doamne. Aparține Ție, Tată, care ești în ceruri. Te rog Tu să-i binecuvântezi, Doamne. Și ajută-i jurința pe care a luat-o, Doamne Iisuse. Că atunci când va împlini vârsta, Doamne, te rog, Tată, ocrotește-i Tu, Doamne, să dea cezarului ceea cezarului. Dar în primul rând îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că a respectat porunca Ta, Doamne, dar ei Te-au primit în viața lor ca Domn și Mântuitor. Ocrotește și păzește-i, Doamne, și lasă binecuvântarea peste ei și peste întreaga nuntă și cu toți spunem tare. Amin! Haideți să aplauze pentru acești miri minunați și dacă toți sunt în picioare, cântăm o cântare de bucurie și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin? Amin? Cine-i de acord să spună amin? Să se ridice toată sala până cu noi în picioare. Doamne! Oh,
Thank you.
de viață bună. Multe domuri sunt în lume, ce te duc unde nu-i bine, numai calea Domnului, ia de viață omului. Și merele cu el. Oh,
lăudare când din toată inima, când și veci îți voi cânta cu două. Atenție, Gigi. Când din toată inima. Nu prea cântă la noi. Domnul se binecuvânteze, că este și cânt cotaș de aia. Dar Dumnezeu se binecuvânteze. De-aia vreau să facem bucurie în seara aceasta, să vadă toată lumea ce înseamnă să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Amin? Să binecuvânteze Domnul acești doi miri minunați și formația fratelui Daniel Dinescu, formația 2020 din Vest. Așa se numește formația. Daniel Dinescu și formația din Vest. Haideți! Ascultă-mă, eu sunt
Cine e rău din dura? Scutul Mării, scută, scută!